Doamne ajută, să fie într-un ceas. Doamne ajută. Doamne ajută. Așa că... Membrii Partidului Mișcarea Populară, filiala Giurgiu, au marcat duminică un eveniment important, inaugurarea sediului. A urmat apoi o conferință de presă, iar primul care a luat cuvântul a fost președintele partidului, Eugen Tomac. Eu, împreună cu domnul Teodor Baconschi, împreună cu domnul ministru Petrescu, Adrian Papahagi și ceilalți colegi, am pus în urmă câteva luni de zile bazele acestui proiect politic numit Mișcarea Populară. Proiect politic care și-a asumat încă din prima zi o identitate populară foarte clară și o linie politică pe care oameni politici cu experiență, dar și românii o cunosc. O linie politică curajoasă. Mișcarea Populară este o construcție politică nouă care și-a propus să adune în jurul său toate vocile credibile de dreapta. Liderul Mișcării Populare, lansată inițial la sfârșitul lunii martie, sub titulatura de fundație, este fostul deputat PDL Eugen Tomac, printre membrii acesteia numărându-se Teodor Baconschi, Adriana Papahagi sau Cristian Petrescu, iar printre susținători se află și fostul ministru al turismului, Elena Udrea.